Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rețeta Sănătății. Sunt Andreea Badea-Hahui, gazda dumneavoastră. Astăzi ne aflăm într-un loc dedicat exclusiv vârstnicilor, pentru că o fundație din București s-a gândit să îi protejeze pe acești vârstnici, nu doar să se preocupe de starea lor de sănătate, ci de modul în care ar putea să țină singurătatea sub control. Și spun acest lucru pentru că s-au gândit la un proiect și au venit la Constanța cu acesta. Activitățile se vor desfășura în fiecare săptămână aici, așa că vrem și noi să fim prezenți, să vedem cum decurg aceste activități și să înțelegem în ce mod pot fi vârstnicii ajutați. Arată și se simte ca un deșert sau e ca și cum ai trăit tot timpul pe fundul unei mări? Acestea sunt cuvintele vârstnicilor singuri din România. Un studiu național ne arată că sunt peste 450.000 de vârstnici care se simt foarte singuri, vârstnici care nu primesc niciun fel de ajutor, care au conversații cu alte persoane de maxim o dată sau de două ori într-o lună, care nu au la cine să apeleze la nevoie, și toate astea se întâmplă în orașele mari din țară, în spatele unor uși închise, vârstnici care își trăiesc ultimii ani fără să îi știe nimeni, fără să aibă niciun ajutor, fără să vorbească cu nimeni, dincolo de asta, confruntându-se și cu problemele generale ale vârstei a treia din România, și anume boala sau sărăcia. Niciodată singur de 7 ani, de aproape 8 ani de fapt, e alături de vârstnicii singuri, oferindu-le atât sprijinul moral de care au nevoie pentru a trece prin această perioadă, dar și sprijin practic sau mici bucurii pentru a fi din nou vesel, pentru a se putea bucura de viață și pentru a se reintegra social. Studiile din străinătate ne arată că singurătatea e la fel de nocivă ca fumatul unui pachet de țigări în fiecare zi. S-a demonstrat faptul că singurătatea duce la depresie, duce la anxietăți, duce la boli cardiovasculare și mai mult decât atât grăbește moartea. În cadrul organizației noastre încercăm prin absolut toate programele să le dăm vârstnicilor motive de a spera, motive de a depăși depresia, motive de a ieși din casă sau motive de a vedea că vârsta a treia nu înseamnă doar să te uiți la televizor, să aștepți pensia și cam atât. Dacă te sună cineva, bine, dacă nu te culci și te trezești din nou aceea zi și toate zilele arată la fel. Astăzi lansăm în Constanța programul Prietenii Vârstnicilor, care va însemna întâlniri de 2 ori pe lună, absolut gratuite, pentru orice vârstnic din comunitate care se confruntă cu singurătatea și cu izolarea socială sau care doar pur și simplu dorește să cunoască oameni noi din comunitate, să își facă noi prieteni și de aici încolo să aibă un nou cerc social și să se bucure de viață. Ideea ne-a venit după ce anul trecut am deschis în București primul centru de socializare al seniorilor singuri, un proiect care într-un an de zile a adunat 200 de beneficiari, oameni care ne calcă pragul în fiecare zi sau o dată la 2 zile și care într-un an de zile s-au bucurat de peste 225 de activități organizate de colegii mei sau de diversi specialiști din mai multe domenii care
activități pe care le-am gândit să-i ajute pe vârstnici, în primul rând să se reintegreze social, în al doilea rând să învețe lucruri noi. Am descoperit din studiul național pe care l-am făcut că ei se simt foarte deconectați de lumea în care trăiesc, nu au acces la tehnologie, informația circulă foarte repede, la televizor sunt bombardați de tot felul de informații care multe dintre ele nu sunt adevărate și doar îi sperie. Am găsit și bucata de bucurie, de viață, dacă vrei, participă la cursuri de dans, participă la cursuri de terapie prin artă sau ateliere de craft. Și dincolo de asta, ne dorim ca vârstnicii din comunitate să rămână activ și util pentru multă vreme, așa că ne dorim să le aducem aproape modalități de implicare în comunitate, în alte cauze sau pur și simplu lucruri de făcut la vârsta a treia care să-i mențină activ și util. Sărut mâinile, bună dimineața doamnelor și domnul nostru! Mă bucur tare mult că sunteți aici, numele meu este Tony. Sunt constanțean și sunt extrem, extrem de fericit că pot să vin și să facem asta și aici la Constanța. Lucrez la asociația Niciodată Singur de un an, de când am început proiectul. Ne dorim prin acest proiect și acest program Prietenii Vârstnicilor, pe care îl desfășurăm în trei orașe, Brăila, Ploiești și Constanța, slavă Domnului, să construim și să aducem pentru dumneavoastră niște activități care să vă facă bine, să fie benefice și să avem contexte de socializare și de creștere, de frumos, de bucurie. Sunt foarte emoționat că sunt aici. O am și pe bunica mea în sală, ceea ce mă bucură foarte tare. Eu nici măcar n-am apucat să-i zic, ca să vă zic sincer, dar tot a venit și asta este minunat. Mă bucur că vă am pe toți aici și este la fel de minunat. Sper să fim din ce în ce mai mulți și să vă bucure ceea ce am pregătit noi pentru dumneavoastră. Înainte să facem cunoștință, am o provocare pentru dumneavoastră. Avem două mese, ceea ce este minunat, și am să vă provoc să spuneți dumneavoastră și să găsiți valorile pe care le găsiți cele mai benefice. O să las o foaie la masă. Un pic să-mi trebuie. Mulțumesc frumos. Am să vă las câte o foaie la masă și am să am rugămintea la dumneavoastră în primele minute. Vă dau și două pixuri aici și două pixuri aici. Rugămintea mea va fi ca fiecare dintre dumneavoastră să scrieți sau să vă gândiți sau cineva de la masă să scrie. Dar mi-aș dori să spunem fiecare câte două, trei valori sau principii foarte importante pentru noi. Valori de viață? Valori de viață, exact, da. Am spus cel mai adesea, eu am marea șansă să am atâția... Știți vorba aia, cine n-are bunici să-și cumpere. Am marea șansă să stau în fața dumneavoastră, să pot să învăț din experiența dumneavoastră de viață. Am ocazia să descoper experiențe și lucruri pe care eu nici n-am cum să le trăiesc. Am avut un moment în care o doamnă mi-a zis și mi-a povestit din primii ei 10 ani de viață cum a apărut un bec, cum a văzut prima dată un bec. Eu m-am născut cu întrerupător. Eu nu știu cum ar fi fost să văd pentru prima dată un bec când abia apărea curentul. Sunt niște lucruri pe care eu n-am cum să le știu și îmi doresc să învăț din experiențele dumneavoastră. Până una alta... Vă rog să vă gândiți fiecare la două, trei valori importante pentru el, sinceritate, onestitate, loialitate, dragoste, bucurie, onoare, etc. Sănătate, da. Și îngrijirea sănătății, e important. Noi ăștia mai tineri nu prea știm încă cum să o facem, în timp învățăm. Am rugămintea la dumneavoastră să puneți pe foaie oricineva pentru toată lumea, ori fiecare să treacă una, două valori pe această foaie pe care am lăsat, această foaie galbenă de lângă dumneavoastră. Nu ne trebuie numele, ne trebuie doar valorile. Aici vorbim de la suflet, de la suflet. Acum ne cunoaștem și ne spunem pe nume în curând, da? Putem să lăsăm foaia, să scrieți, vă rog, pe o listă, în listă, valorile pe care dumneavoastră le aveți. Cine vrea să înceapă? Putem să-i dăm în cerc, poate să scrie și cineva. Două, trei minuțele, vă rog frumos. Prietenie, loialitate, încredere, dragoste... Ascultare, nu știu care ar mai fi, sănătate, îngrijirea sănătății. Da, sănătatea este importantă. Două, trei minuțele, câte două, trei valori. Am și o provocare după aia ce o să facem cu valorile astea. Facem ca un concurs între grupe așa, masa 1, masa 2 sau masa 1, masa 2 și vedem unde... Poftiți? Da, păi nu, de asta am venit, să fim provocați, să îndrăznim.
Mă bucur tare mult că sunteți aici. În cadrul proiectului Prietenii Vârstnicilor ne axăm mult și pe zona de sănătate și mai mult decât atât pe zona de menținere a unei vieți independente cât mai mult timp. Este foarte important atunci când ești vârstnic și când te confrunți cu singurătatea să rămâi activ cât mai multă vreme și să rămâi pe picioarele tale până la urmă. Așadar, în cadrul acestor întâlniri vom aduce medici specialiști, dar și, de exemplu, farmaciști care vor răspunde la întrebările vârstnicilor. Știm cu toții că există această tendință de a lua foarte multe suplimente la vârsta a treia sau de a trata orice cu un medicament fără neapărat să ai sfatul unui specialist și pur și simplu că ai auzit de la cei din jurul tău că ar fi bine. Așadar, ne propunem să clarificăm aceste probleme și să le dăm mai multe variante de viață sănătoasă. Bineînțeles, vom aduce și mișcarea în viața lor, pentru că e importantă pentru menținerea unei vieți independente. Vom aduce și zona aceasta medicală și credem că mai mult decât atât e important să aducem în discuție și zona emoțională. Vom avea psihologi care se vor întâlni cu ei, care le vor asculta problemele și vor îndruma. Câteodată e suficient doar să capeți încredere în grupul în care ești și să te deschizi, să spui ce ai pe suflet, pentru că așa începe un proces de vindecare emoțional. Practic ne uităm la viața vârstnicului nu ca un beneficiar de servicii sociale sau ca un pacient, ne uităm la el ca un om din comunitate pe care încercăm să-l ajutăm pe toate căile să rămână un membru activ și valoros al comunității. Și asta înseamnă sănătate fizică, sănătate emoțională, lucruri de făcut, oameni din jurul tău care să te asculte și care să primească lucrurile pe care tu le oferi și, nu în ultimul rând, valorizarea experienței de viață a vârstnicilor pentru că au foarte multă experiență și merită să fie împărtășită și cu celelalte generații. Undeva ar trebui să fie până la 15 valori sau principii importante pe foaie, de la fiecare câte două și trecem de 15. Fidelitatea. A, ce frumos! Imediat. O valoare importantă, Iaca. Familia, ce e important? Ce mai avem? Dacă ar fi, dacă v-aș întreba, știți să-mi spuneți care sunt cele mai importante trei pentru voi? Trei importante pentru fiecare. Păi din alea trei, alegem câte una. Bine, dacă pune toată lumea sănătatea, n-avem voie să o punem de 5 ori. Sănătatea, familia, munca, uite, și o valoare, da, munca, corect. Mă numesc Ioana, sunt din Constanța și am 79 de ani, am împlinit. Și sunt singură de 8 ani. Am avut, soțul meu a murit de 8 ani, de 7 ani au plecat nepoții care a fost cu mine, au plecat în Anglia. Și am rămas singură. Mă sună în fiecare zi, sunt foarte atenți cu mine, mă cheamă să mă duc la ei. Vin în fiecare an, dar anul ăsta nu poate să vină, că și-au cumpărat o casă acolo și e mai dificil ca să vină. Am venit că am avut o vecină și a zis pentru o socializare. Să vin, nu că am nevoie de ceva ca să mă ajute sau... Și am foarte un îngeraș care mă sună aproape că zi de zi, ce faceți? E foarte drăguță și vine și duminica și sâmbăta. Vine, mă întreabă dacă îmi trebuie să-mi cumpere ceva. Sau... Este foarte drăguță și mă bucur când vine de fiecare dată, ca și cum ar fi copilul meu.
Ceea ce e inedit la acest program este că, chiar dacă vine de la o organizație neguvernamentală, el nu este un program social. Așadar, așteptăm să fie alături de noi în Prietenii Vârstnicilor orice vârstnic peste 65 de ani care simte că poate mai mult, care simte că vrea mai mult de la viață, care simte că vrea să iasă din casă și să-și facă prieteni noi. Alt criteriu de eligibilitate nu există. Nu ne uităm la venituri, considerăm că nu sunt importante pentru a avea o viață demnă și activă cât mai mult timp. Avem oameni care fie sunt profesori, fie nu știu, sunt scriitori și avem din celelalte orașe în care suntem prezenți o grămadă de povești de acest tip. De exemplu, avem o doamnă scriitor care încă e activă și voluntarii noștri o ajută să dactilografieze următorul roman al dânsei. În București ne-am bucurat să o avem alături pe arhitecta care a lucrat la metroul din București și ne-a spus foarte multe lucruri interesante despre acest proiect de arhitectură. Avem profesori, avem nu știu, medici, care chiar ieri la Brăila o doamnă medic a spus că ea dorește să vorbească cu colegii ei din grupul de socializare și își oferă serviciile și experiența pentru a-i ajuta. Ceea ce e frumos la programele Niciodată Singuri e că noi dăm un context, noi creăm un context, iar apoi vârstnicii încep să lege prietenii, încep să se organizeze, încep să se observe unii pe alții, să învețe unii de la alții. Ne-am bucurat, de exemplu, că în București, acum după un an de zile, deja vârstnicii care vin la centrul de socializare sunt prieteni. Mulți dintre ei își petrec weekend împreună, ies undeva interesant în oraș. Am avut cazuri care de Crăciun sau de Revelion s-au reunit în casa uneia câte 5-6, pentru că acum se cunosc foarte bine și au petrecut Revelion împreună. Practic ăsta e scopul. Scopul nu e să fii alături de vârstnic și să-l ții de mână, ci să-i arăți că are resursele necesare pentru a avea o viață fericită și pentru a se bucura de foarte multe oportunități care există sau pe care le aduce niciodată singur în viața lor. Noroc! Bine ai venit, Andreea, la noi din nou. De data asta o să vorbim despre estetică și ceea ce îmi doresc eu este să încerc să promovez o realitate, nu ceea ce în ultima vreme vedem din ce în ce mai des pe internet și cum pacienții își aleg medicii în funcție de pozele pe care le postează cu rezultate înainte și după, ceea ce nu e întotdeauna foarte veridic. Și atunci m-am gândit că ar fi mai real și mai de încredere să aducem pacientele sau viitoarele paciente, cele care își doresc să-și facă intervenții la noi, în contact cu pacientele care deja au anumite tratamente începute la noi și să-și împărtășească una alteia din rezultate și din mulțumiri, eu știu, eventual nemulțumiri, legate de diverse proceduri. Și pentru aceasta încercăm să facem aceste întâlniri, aceste party-uri, mici party-uri, botox party, eu știu, buze party și ce va mai urma, că o să o ținem așa, o să facem o tradiție din asta și poate că lunar sau, eu știu, poate mai des, nu știu, vedem care va fi adresabilitatea și interesul față de ceea ce noi vrem să promovăm și poate că obținem rezultate așa cum ne dorim. Remove your your bra. Your okay, very nice. And smile please. Smile. Okay, we can do also two regions botox.
if you want. Where? And perocular and here? The frontalis. And do like this? And yes. Here? And here? Three regions, we can do it. And if you want like this? Three regions. No. Just here, and labela. Another side and three regions, we can do it. Alexandra are deja fruntea. Da, și are botox și se vede mai bine, da, pe nas și pe ochelari se vede, trebuie să facem botox și va fi mai bine. Dacă facem. Să sperăm. Deci să mă întineriți. Două zone, practic, nu? Da, două zone se pare. Uh-huh. Da. Sau o necesitate ceea ce se întâmplă aici și despre ceea ce vorbim noi astăzi aici? Poate fi considerat. În ultima vreme am purtat discuții cu multe prietene, încercând să le povestesc despre ceea ce vreau să fac eu aici. Și am întâlnit foarte des ideea cum că intervențiile astea, minore sau chiar chirurgicale, sau intervențiile estetice în general, dau o dependență. Lucru care m-a făcut să zâmbesc, pentru că, da, într-adevăr, pot să spui că dau dependență, atâta vreme cât te vezi cu 10 ani mai puțin după ele și îți place cum arăți și atunci, da, vrei să-ți faci, după ce îți faci o intervenție gen botox și ți-au plecat ridurile de pe față și te vezi mult mai tânără și apoi observi că totuși în partea de jos, undeva, în zona așa, apar altele mult mai evidente. Și vrei, ce soluție ai. Exact, și vrei să scapi și de alea. Și apoi parcă buzele nu mai sunt la fel de hidratate și la fel de pline cum erau în tinerețe și nu ne referim aici la buzele de se poartă acum, de silicone, cum zic, siliconatele, cum să zice în piață, ne referim la intervenții minore care nu fac decât să redea aspectul pe care ne-l dorim cu toatele când ne uităm în oglindă. Și atunci avantajul că la noi se pot face toate aceste proceduri vine și cu avantaj material, că putem face pachete pe care le promovăm către clientele noastre cu discounturi și avantaje evidente vis-a-vis de preț și de proceduri. Am văzut astăzi, după câteva minute așa de discuție și după ce l-au cunoscut pe unul din medicii cu care colaborați, deja câteva dintre domnișoare au ales să se suie pe... Da, s-au programat deja și pe data viitoare. Exact, da. Deci s-au programat deja și pe data viitoare. Deci, ce poate să facă o întâlnire face-to-face. Da. Mai ales că, să zicem așa, eu aș numi o consultație gratuită de care au beneficiat astăzi. Clar, și o intervenție. Destins, și o intervenție cu gratuită. Cu șampanie, ziceam, cu un ecler cu ceva dulce. Și cumva, într-o atmosferă așa foarte prietenoasă, au obținut informațiile de care aveau nevoie. În câteva minuțele, ba chiar au și beneficiat de procedura astăzi cu titlul gratuit. Astăzi a povestit un doctor și despre ce face dermapenul și procedura aceea. Și deja eu am o pată aici, dar vreau și o data viitoare, vreau și eu. Deci și următoarea petrecere este dermapen party. Da, așa se zice. Așa se zice. How are you? Madalina. Da, Madalina. How are you? Ce faci? Good. Da, hai să ridică sprâncea să vedem și să vă încuruntați. Ok, să zâmbiți. Trei zone, adică trebuie să facem obligatoriu. Obligatoriu. Urgent. Urgent. Da, urgent. Ești cam creață pe frunte, da. Ce-i drept. Și ia celelalte, ridic. Da. Aici are și aici. Are nevoie. Și cred că aici ești un pic cam asimetrică, cred că aici, nu? Da. Ne obișnuisem să folosim expresia medicul cel mai bun e drumul spre București. Pe parcursul anilor am aflat de turismul medical și de faptul că românii pleacă foarte mult în străinătate să beneficieze nu doar de intervențiile chirurgicale mari, ci și de cele minim-invazive, precum cele de astăzi, de exemplu. Da. Ei, cum facem că eu astăzi am văzut niște medici turci aici?
Păi, iară ne gândim, ceva? Da, iar ne gândim la clientele noastre și venim în, în avantajul lor cu faptul că le scutim de un drum în Turcia, aducem medicii din Turcia la noi, pentru că e mult mai ușor de accesat așa, mai ieftin, nu mai plătesc drumul și au la îndemână, în cazul în care au vreo nemulțumire ulterioară sau au nevoie de un consult post-intervenție, un loc în care pot veni cu încredere să ceară lămuriri despre ce se poate întâmpla sau ce își doresc în plus sau mai puțin decât ceea ce au primit. Lucru care e un pic mai greu și, zic eu, e un dezavantaj să faci un drum în Turcia unde stai 2-3 zile cazat și apoi te întorci acasă și constați că, de fapt, nu ești mulțumit cu rezultatul și mai vrei și altceva. Și uite, așa, de la ideea aceasta am pornit și am hotărât să aducem noi medicii din Turcia la noi. Pentru că au o tradiție. Mohamed la munte, vine muntele la Mohamed. Deci cam corect, așa aici. Corect. Și cumva preocupările în sfera estetică au început mai de mult un pic la ei, de aceea și avantajul și prețurile mult mai accesibile. Și mă gândesc că vine cu un beneficiu, având în vedere experiența lor vastă în acest domeniu și de mai multă vreme, nu avem decât de câștigat. Doamne ajută. Ok, să zâmbiți. Ok, să ridicați plecele. Foarte bine, să vă încruntați foarte tare. Aveți în 3 zone pe tot. Da? Da. Aici neapărat. Neapărat. Da, neapărat, da. Neapărat. Problema da. Veche. Și aici. Da. Dar măcar aici. Da. Măcar aici. Da, că da, aici da, nu da, e da, foarte da. Tare. Ia ridică. Mm. Poate aici 2 puncte, nu? Da, 2 puncte, atât. Aici, aici și aici, nu? Da. Mulțumesc. De ce mă programez prima? Să ne da. Ok. Da? Scoateți ochiul, vă rog. Ok, să vă încruntați. Ok, să ridicați sprânceana. Să zâmbiți. Da, 2 zone, așa, merge. Putem face 2 zone.